Suntem gata? Lupu Blanaș schimbă, iar Naravu ba. Cu toți am înțeles deja cine este Ivan Ceban și cât de mincinos el este. Pe de o parte, el spune că este un primar apolitic, pe de altă parte își lansează partid politic. Pe de o parte, este socialist, comunist, cere disocierea acordului de liber schimb, pledează pentru Uniunea Vamală, pe de altă parte deja spune că este pro-european. Iar unele deprinderi ale lui Ivan Ceban nu au dispărut. Și unele din aceste deprinderi este anume utilizarea resursului administrativ și banilor publici în scopuri de partid. Am vorbit săptămâna trecută despre cum Ivan Ceban anunță o licitație pentru elaborarea unui regulament deja existent și cheltuie 400.000 de lei. Iar astăzi vrem să mai demascăm o astfel de egalitate, vreau să zic, anume despre faptul cum Ivan Ceban vrea să utilizeze banii cetățenilor, banii locuitorilor a municipiului Chișinău pentru a-și face PR politic. Vrea să utilizeze banii din bugetul civil, un buget care a fost până acum câțiva ani utilizat anume pentru proiecte depuse de cetățenii, de către locuitorii municipiului Chișinău, proiecte de infrastructură, diferite proiecte foarte interesante, prin curți, străzi. Iar iată că el ia bani din acest buget și își le acordă la media servită lui pentru a-și face PR politic. Despre cum face acest lucru Ivan Ceban va vorbi colegul Dumitru Ivanov, iar pe urmă voi explica care sunt acțiunile noastre pe care vrem să le întreprindem. Bună ziua, sunt Dumitru Ivanov, secretar fracțiunii PAS din Consiliul Municipal și astăzi o să vă explic cum a decurs schema de dilapidare a banilor publici prin programul Buget Civil Chișinău 2022. De câțiva ani de zile, deci mai mult deja de 5 ani de zile, în municipiul Chișinău se implementează un proiect care se numește Buget Civil, în care Consiliul Municipal în fiecare an alocă 3 milioane de lei pentru proiectele oamenilor, a cetățenilor. Unde oamenii vin cu proiecte, după asta ei singuri decid care din trânsul urmează să fie implementate și în limita de 3 milioane de lei se implementează diverse proiecte în Chișinău, de la terenuri de joacă pentru copii până la diverse activități pentru manifestarea modului sănătos de viață sau alte activități culturale. Anul acesta s-a întâmplat un lucru fără precedent. Ori, anul acesta, bugetul civil a fost relansat și iar s-au făcut concursuri de proiecte pentru a fi valorificați aceste 3 milioane de lei, dar în premieră noi ne-am trezit cu un concurs care a fost, aș spune, mimat și făcut doar de dragul ochii lumii pentru ca să câștige proiectele de media, proiecte de media care să facă reclamă electorală pentru viitoarea campanie electorală. Și o să explic cum a avut loc acest lucru. Anul acesta au aplicat 28 de proiecte care trebuiau să concureze pentru a obține bugetari de la primărie pentru diverse obiecte din infrastructură din municipiul Chișinău, dar și activități culturale. A fost făcută o comisie. Și aici s-a întâmplat și schema propriu-zisă, când comisia a interpretat eronat regulamentul și a exclus o mare parte din proiecte de la procesul propriu-zis de selecție și de votare. Deci acolo au fost încălcate faptul că autorii nu au fost chemați la comisie, a fost încălcat faptul că în premieră s-a acceptat bani pentru microfoane, de exemplu, peste 30.000 de lei s-a dat ca să cumpărăm microfoane din bugetul primăriei, pentru achiziții de TV, de televizoare s-a dat peste 50 de milioane de lei, profilaxia altor microfoane, deci reclamă pe pagini de sponsorizare, reclame paginile de socializare, sondaje în suburbică, să vedem cât de bine lucrează primăriei și alte proiecte de PR care până acum nu erau în cadrul proiectului buget civil. Această comisie abuziv a exclus toate proiectele care prezentau concurent și a lăsat doar 10 proiecte până la 300.000 de lei, respectiv până la 3 milioane. Când a fost votarea, era clar deja că toate proiectele care au fost incluse la buget civil o să câștige. Noi am avut și respectiv toate aceste 10 au câștigat.
Și acum noi vedem roada care se întâmplă la proiectele, din banii noștri, din banii cetățenilor care mai se implementează. Noi avem deja podcast și noi unde sunt diversi funcționari publice primarie, unde laud cât de bine lucrează primarie. Și urmează mai multe sponsorizări și reclamă pe paginile de Facebook care pregătesc și vor să facă o imagine bună a primarului pentru viitoarea campanie electorală din banii publici, din banii noștri, tuturor cetățenilor. Noi cu fracțiunea PAS din start am sesizat aceste încălcări, am solicitat ca să fie anulat procesul, să fie făcut de la zero, ca toți oamenii să poată beneficia egal din banii care s-au dat pentru buget civil, să aibă șanse egale de a câștiga acești bani. Contestația noastră a fost respinsă pe diverse motive și noi am observat clar că nu se dorea să fie un proces veritabil. Ori, când în municipiul Lvov suma bugetului a crescut de la 16 milioane la 77 de milioane de grivne în 6 ani de zile, la Chișinău au rămas 3 milioane și aceștia se încearcă a fi luați pentru alte tipuri de proiecte. Din acest caz, noi n-am găsit o altă soluție decât să ne adresăm deja la instanțele de drept, de lucruri despre care zăpovestească mai mult președintele fracțiunii Roman Cojocari. Fracțiunea PAS și noi, în calitate de consilieri, vom întreprinde următoarele acțiuni. În primul rând, vom sesiza organele de drept. Astăzi depunem la Procuratura Generală, vom depune și către alte organe competente. Pe de altă parte, vom cere primarului, chiar și vom merge cu proiect de decizie probabil în Consiliul Municipal sau vom cere în Consiliul Municipal că la aceste emisiuni să fie invitați și societatea civilă să se discute real despre problemele municipiului Chișinău, să meargă consilieri din diferite fracțiuni și expună poziția despre municipiul Chișinău, despre problemele din municipiul Chișinău, dar nu doar funcționari serviți lui Ivan Ceban, că să meargă să laude cât de bine face trotuare sau cât de bine vorbește în fiecare luni dimineață despre toate problemele care se întâmplă în țară și nu despre problemele din municipiul Chișinău. Vă mulțumim, iar acum vom merge să depunem denunț la Procuratură despre următoarele decizii, despre următoarele acțiuni. Vă vom informa suplimentar. Dacă să le spunem, da. Pe ce este întocmit? Cum ați stipulat? Deci acolo sunt două cauze penale. Deci noi am invocat două articole din codul penal. Asta e primul, depășirea atribuțiilor de serviciu. Și deja, dacă mai este partea asta de influență, deci chiar acum vă spun, a doua parte arată pe traficul de influență. Deci articolul 326 din cod penal și 328 cod penal al Republicii Moldova. Vreau să întreb dacă cunoașteți cine a făcut parte din grupul de lucru care a selectat aceste proiecte. Da, deci noi am anexat la demersul la procuratură și procesele verbale a grupului de lucru, unde sunt specificați toți membrii, în special șeful de direcție, responsabil de procesul de bugetare participativă și noi sperăm că toți o să fie audiați și întrebați dacă nu cumva decizia lor în comisie a fost influențată de anumit factor de decizii din primărie. Da. Mulțumim mult! O zi bună! Da. Da, dar el e public, deci e public. Chiar acum vă... Eu doar să fac o fotografie, pentru că de ce au selectat acest proiect. Da. Rugăm un clip, câteva cadre, noi am întârziat. Am două cadre la... Nu, doar la asta, mă rog. După care ieșiți și asta, vă rog. Nu, la asta, doar cadre. Denunț. Dar eu pot spune unde pot semnez, dacă dorești acum, da. Noi aici este partea care vreau să depunem cu semnătura, dacă dorim. Ok. Și pune-ți telefonul jos. Ok, da, mersi. Dar nu-i masă acum, adunci. Dacă unde intrare acolo? Bună ziua! Spuneți, vă rog, da, un act să-l depunem aici sau unde? Următoarea. A, următoarea, da? Ok, mersi. Deci n-au trece. Uh-huh. A, nu știu. Ok, mersi. Da. E de aici, în stânga. Nu aici, aici. Aici. Ok, aici e gândit. E masă. E masă? Ok, noi vom aștepta să depunem după orele 1 deja. Mersi.